Dacă în ceea ce privește energia electrică, problematica este cum faci să integrezi o energie verde supra-dezvoltată, tot datorită politicii, a fost promovată ca atare și atunci avem foarte multă energie eoliană care creează o problemă de intrare în sistem și de coerență a aprovizionării, dar este acolo. În ceea ce înseamnă, de exemplu, aprovizionarea cu gaz, rămâne marea problemă politică a Estului, Centrului și Estul Europei, apropo de aprovizionarea din Est, special din Rusia. Spunem că ceea ce privește gazul, preocuparea privind aprovizionarea, securitatea aprovizionării este de lungă durată. Șocul pentru europeni a fost atunci când Bulgaria a rămas în timpul unei ierni fără aprovizionare cu gaz și s-a pus de atunci, încă vorbim de mulți ani deja, problema faptului că dacă exista un interconector între România și Bulgaria, am fi putut să le dăm gaz. Deci această solidaritate în ceea ce înseamnă aprovizionarea cu gaz, piața comună europeană, reprezintă un subiect de preocupare de multă vreme pentru europeni. În ceea ce mă privește ca membru al Comisiei de Industrie, am avut plăcerea de a fi raportor pentru ceea ce înseamnă facilitatea de conectare europeană. Ce înseamnă asta? Înseamnă că Europa a hotărât că trebuie să-și completeze infrastructura între statele membre pentru a exista o infrastructură comună și, de asemenea, modalități de a finanța completarea acestei infrastructuri comune. Noi, în momentul de față, avem foarte mulți jucători regionali în ceea ce înseamnă piața de gaz, dar nu avem cu adevărat o piață comună europeană. Viziunea mea pe care o promovez în Parlamentul European ca membru al Comisiei de Industrie de foarte mulți ani este că dacă vrem securitatea aprovizionării cu gaz, trebuie să avem infrastructura comună europeană și multiple puncte de intrare. Pentru că atunci noi ne putem aduce gazul de peste tot din lume. Odată intrat în sistem, eu pot să am, nu știu, un vapor cu gaz care se descarcă în Spania și să-l folosesc în România. Sigur, suntem încă departe de acest lucru, dar pași în acest sens s-au făcut. Și salut faptul că și în România cei care sunt implicați în acest domeniu au gândit să semneze construirea acestei infrastructuri spre sud, spre Grecia, pentru a se conecta la un terminal de gaz lichefiat, pentru că asta înseamnă pentru noi că putem aduce gazul de oriunde din lume, nu mai depindem de o singură sursă. Asta este viziunea europeană pentru securitatea aprovizionării, și anume să ai o infrastructură comună și multiple puncte de intrare. Lucrurile astea s-au dezvoltat deja, sunt avansate, mai puțin în partea de est a Europei, pentru că acolo dependența chiar politică de ceea ce înseamnă aprovizionarea cu gaz rusesc este încă mare. România cred că are o bună șansă de a se afirma ca un pilon de independență apropo de aprovizionarea cu gaz în regiune, pentru că noi avem și propriile noastre surse, avem anunțate resurse în Marea Neagră și cred că noi putem reprezenta ceea ce înseamnă un pilon de stabilitate pentru aprovizionarea cu gaz în estul Europei.